Salutare! Astăzi avem pregătit niște unboxing-uri, am pregătit aici niște componente foarte frumoșele. Am avut o pauză un pic de la făcut video-uri, deoarece mi-am vândut PC-ul și a trebuit să mă pregătesc și să îmi fac altul. Așa că am început să vină din piese, nu sunt toate aici, dar m-am gândit să fac câte un unboxing la fiecare și va urma și un video cu build-ul PC-ului. Construirea PC-ului, cu pornirea lui, butarea lui, tot ce înseamnă asta. Așa că hai să începem cu unboxing-ul. Începem cu procesorul. Un unboxing la un AMD Ryzen 5 3600. Unde scrie aici? Scrie 3600. Să vedem aici ce avem pe el, aici procesorul. Îl vedem frumos aici în cutie. Cutie e destul de grea, pentru că are și un cooler inclus în ea, acest RAID cooler. Mă zic că nu e foarte bun, dar nici foarte rău, deci eu cred că o să mă duc cu el pentru început și vedem mai apoi dacă a trebuit schimbat sau nu. Și ne trebuie un tăiem un picuț asta de aici. Come on! În cutiuță să-mi dau cea pe jos. Ok. Cutia mai are aici ceva în ea. Mă interesează, o punem deoparte. Avem un sticker, cum vedem. În fine, ce mai important? Procesorul. Așa, niște cărțului cu installation instructions, important please read, is compatible with 5 series motherboards și cu câteva de genul 400, ne avem 450, o să vedem imediat. Hai să vedem cum arată și coolerul inclus. Dacă vedem cum să-l deschidem, așa. Hop, 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 hop. Are un plastic peste el. E destul de greuț, cât de era grea cutia, are și thermal paste aplicat deja pe el, văd că e ok. Abia așteptăm să-l montăm. Asta înapoi toate. Bun. Mai departe că le-o vom arăta, acum nu mai complic. Avem un SSD pe NVMe M.2, asta va fi mai main drive, pe care o să punem sistemul de operare, Windows evident. Ce cea garanție, o să le scriem și pe asta. O să cumpăr și un alt SSD în cazul în care voi avea nevoie. Asta e de 250 GB. Deci în cazul care asta nu ajunge pentru, și pentru ceva joculețe, trebuie să cumpăr altul, să mai cumpăr încă un adic. Aici avem stick-ul, o să vedem cum îl montăm. Așa frumos, aici ascultăm așa fără frumos, și așa de micuț. Cam asta este tot aici, cred că mai ceva cărți acolo în spate. Mă interesează. Să le vedem mai mult la build. Aici mai avem ceva interesant. Două memorii de RAM, DDR4, de 8 GB, tot așa 16 GB, de 3200 MHz. Pentru procesorile Ryzen, indicat să avem memorii RAM de 9 MHz. Undeva la 3600 MHz ar fi the sweet spot, dar depinde cum și de buget, evident. Trag numai de asta în sus. And that's it. Cred că asta e altceva, cred că asta mă fac să-l agheț undeva. Să ne folosim de cuțit iară. Bine, după curs. Corsair, am ales aceste memorii. Pentru simplu fapt că n-am avut nevoie de beculețe,
să-mi iau ceva memorii cu RGB pe ele, nu, nu trebuie așa ceva. Opa. Bine, când vedeți și în cameră, tot ok. Deci avem 15.200 de MHz, DDR4, 2 de 8 GB. Deci mai bine să cumperi 2 de 8 decât una de 16, mai rapid, fiind dual channel. Să le punem departe cu astea. Să mergem cu placa de bază. Mai departe avem un B450 Tomahawk Max. Am înțeles că asta e placa de bază indicată pentru acest tip de sistem cu AMD. Avem și aici sigla Ryzen, zice că e AMD Ryzen 3, procesorul care nu este de generația 3-a. Și clocile care erau de 400, nu toate suportă acest procesor. Acum reușim să tragem de asta, nu reușim, nu reușim de aici. Să ridică asta sus. Trebuie să vă arăt și aici ceva. Avem Tomahawk Heatsink Design, care face ceva mai bine. Avem un buton de flash pe motherboard direct, ajută la flash pentru BIOS. USB 3.2, eu cred că sunt două de astea, nu știu. Audio Boost. Niște LED-uri care ne ajută să... Asta nu se vede aici, să pun pe camera. Tot nu se vede. LED-uri pentru verificarea componentelor înainte să pornești sistemul, adică după ce le legi toate și le bagi la curent, ar trebui să treci LED pentru boot, placa video, RAM și CPU, slotul de M2 unde punem acest Samsung Evo care l-am cumpărat, Evo Plus, care e mai rapid la scriere și la citire. Și care și ceva de culețe, asta nu pot să zic, mi-am dorit. Steel armor, e mai rezistentă, zice că. Și placă de dat într-o conguliță. Deschidem imediat, să vedem ce mai avem la timp cutie. Sigur avem ceva... Asta vine afară așa. Carcasa din spate, care se pune peste placă, să nu intre praful, iar ceva stickere. True Gaming. Thanks for choosing this product. Un monitor curbat ne dă, care ne dă ceva reducere, mă îndoiesc, să nu vedeți cum se văd și cu ea. Un CD cu driver pentru placa de bază, cum să montăm procesorul, cooler-ul, o cărticică. Cred că cum să montăm componentele, cum pornim. Și avem aici două cabluri, să cred că e un SATA, două SATA-uri avem aici. Și un șurubel micuț, micuț de cărțele pentru SSD-ul, tot ce l-am cumpărat acum. Pentru acest M2 SSD. Nu fac reclamă la componentele lor. Avem aici plăcile video de gaming, Trio, Ventus sau Duke, sau căști, sau mouse, sau keyboard. Super tare, să mă uit. Că, fun fact, încă n-am plăcut video la procesor, la build-ul ăsta, deci nu pot fi nimic. PC-ul, pentru că procesorul de la AMD care am cumpărat de acum, asta nu are placă video cumpărată, deci va trebui să cumpărăm o placă video dedicată și ca să putem să pornim măcar procesorul. Aici să vedem, să vedem un scotch. Sweet. Acesta este placa. Să vedem când o să o montăm, cum se comporte.
cache, ultima componentă, o sursă de la Seasonic de 650W, 80 plus bronz, are garanție 5 ani, deși cred că cei de la EMAG să dea până mai puțin, trebuie să verific. M-am uitat la bani, sincer, puteam să mă duc și pe alte surse și mai mare, eu sper să ajungă 650W pentru cursorul ăsta și pentru ce placă video să cumpăr. Așa că nu e modular, de câte știu eu, sau poate e semi-modular, dar nu mă deranjează, deoarece acasă o să aibă loc acolo sub componente de cable deposit, să zicem așa, cable manager din spatele carcasei, poate face de bază. Nu mă încălzește că e modulară sau nu e modulară, I really don't care. Atâta timp cât își face treaba, partea estetică nu mă interesează. Asta cum se deschide de aici? Cu forță brută deschide asta. Aici o plasticuță aici. O carte. Depinde unde îți pui sursa, nu mai să fie jos. Asta are și un mod hibrid, care înseamnă ce bune. Și uite asta, am văzut la ceva. Am văzut până în modul ăsta, nu știu mai ce cu el. Siguranță merge mai silent, parcă pe modul hibrid sau ceva de genul ăsta. Alimentarele alimentare, șurubelele, patul număr care se leagă acolo de carcasă și sursa. Așa aici nu avea nimica. Fie, pun pe deoparte. Destul de greuță. Sursa asta e destul de mare. În cap mai acasă. Ce să facă să facă? Nu are butonul de lovez. Zic că bine știu că nu are asta. Sunt care au buton de hybrid. Dar nu are, nu mă interesează, nu o să prind eu după el. Și aici avem cablul, o să pun în cap așa. Cum o să vedeți mai bine. Unde v-am văzut pentru placa video, aici avem care 8, avem aici încă 8, perfect, că pot să-mi așa și un GTX dacă am nevoie, un RTX, scuze. Pentru CPU avem aici, sigur mai este alimentare pentru SSD, pentru placa de bază, asta mare, placa de bază, eu zic că avem destule alimentări pentru toate componentele din PC. Deci urmează să comand acest video. Dacă să iei pe drum, e să o spart pe la transport, să o strică ceva pe transport, că nici nu a ajuns la mine. Carcasa a fost trimisă înapoi la PC Garage, deja mi-a trimis alta încoace. Așa e când opresc cu fan curier. Componentele astea mi-au venit de la PC Garage de la EMAG, tot a venit pe same day. A fost o livrare foarte rapidă. Ne vedem la un unboxing la placa video și la carcasă și o să urmeze și un video cu build-ul PC-ului. Până data viitoare, numai bine!